profesoară Diana Vâșcă, vă mulțumim tare mult pentru prezența de astăzi în emisiune. Ne revedem din nou în incinta Facultății de Horticultură de aici, din București. Iar astăzi vorbim despre ce e mai frumos. Despre flori. Despre flori pe care le putem avea în curțile noastre în perioada aceasta de mai, iunie, poate. Cu ce floare începem? Spuneți-ne dumneavoastră. Bună ziua și bine ați revenit în campusul universității noastre. Ne aflăm în grădina botanică. Sigur, natura ne iubește foarte mult și în perioada de primăvară o multitudine de specii ne bucură cu înflorirea lor. Să începem cu regele grădinii în această perioadă și anume bujorul. O specie atât de cunoscută și de îndrăgită. Iubită de toată lumea. Exact. Și pe bună dreptate. Genul se numește Peonia, de la Peon, un discipol al lui Esculap, zeul medicinii. În Iliada lui Homer ni se spune că Peon l-a tratat pe Pluto, care avea o rană produsă în războiul troian, o rană provocată de către Hercules. Iar Esculap a fost invidios. Este primul caz de invidie profesională din istorie și a hotărât moartea lui Peon. Iar Pluto, drept recompensă, l-a salvat transformându-l într-o frumoasă plantă. Bujorul pe care astăzi îl avem sau este foarte indicat să-l cultivăm în grădinile noastre. Este și o plantă medicinală cu referire la povestea ce tocmai v-am istorisit-o. Se întrebuințează cu valențe medicinale în dureri de cap, dureri de stomac, dureri menstruale. Da, sub formă de tincturi, ceaiuri, dar bineînțeles cu multă grijă și atenție, da, sub recomandarea medicului. În grădini există multe, de fapt genul cuprinde foarte multe specii de ordinul sutelor de bujor care sunt originare din Europa sau din Asia. Foarte cunoscută este specia Peonia officinalis și altă specie tot așa des întâlnită, Peonia lactiflora. În același timp există în România două specii de bujor ocrotite de lege, monumente ale naturii. Peonia peregrina și Peonia tenuifolia. Există și specii de bujor arbustiv cultivate din anii 700 în Asia, apoi au ajuns și în Europa. Și la ora actuală pe piață există zeci de hibrizi între bujorul erbaceu și bujorul arbustiv. Ne impresionează această plantă prin mărimea tufei și prin mărimea și frumusețea florilor. De precizat că planta este perenă hemicriptofită, perenitatea este asigurată de mugurii care se află la coleț sau pe rădăcină. Frunzele sunt alterne, cu penat sectate, cu lobii alungiți, de un verde foarte frumos și intens. Iar florile, de la alb imaculat până la roșu grenat închis. Deci toate nuanțele de roz, mai închis, mai deschis, grenat și așa mai departe. Dacă nu ați făcut-o până acum, o perioadă excelentă și eficientă pentru a înmulți tufele de bujor din grădina noastră este perioada verii, luna august, începutul lunii septembrie. O tufă care are între 2 și 8 ani poate fi divizată în 4 părți, astfel încât este necesar ca fiecare parte să aibă 3-4 muguri. Aici, în incinta Facultății de Horticultură, ce specie de bujori avem? Avem o colecție națională, alcătuită din mai multe specii și foarte mulți hibrizi. O colecție donată de un domn olandez cu câțiva ani în urmă. Din dragoste pentru flori, călătorea în toată lumea,
a ajuns și pe tărâmurile țării noastre, a cunoscut-o pe doamna profesor Elena Șelaru și ne-a donat, ne-a dăruit această colecție cu zeci de soiuri și hibrizi din bujor. Dar dacă cineva acasă, spre exemplu, eu îmi doresc să-mi fac o casă, o curte, o grădină frumoasă, bogată cu multe flori, unde ar trebui să-mi așez bujorii să pot să am parte de flori așa bogate și frumoase? Este indicat, recomand cu toată dragostea, ca fiecare dintre noi să iubim această plantă și mai ales dacă locuim la casă, este imposibil să nu avem și o suprafață de teren și este musai să avem bujori în grădină. Este recomandat să îi plantăm în locuri luminoase. Se bucură de multă lumină. Atenție cu udarea. Este o lucrare de îngrijire pe care trebuie să o avem permanent în vedere, mai ales pe timpul verii. Deci după înflorire, pe toată perioada verii, când planta crește vegetativ și la sfârșitul verii se formează mugurii florifer pentru anul următor, este bine ca planta să beneficieze de cantități de apă. Atenție însă la exces. Fiind o plantă perenă care trăiește destul de mulți ani în grădină, trebuie să avem o atenție deosebită asupra pregătirii terenului. Deci înainte de a planta, trebuie bine de tot desfundat terenul, mărunțit, afânat, se realizează gropi de plantare de 35-40 de centimetri pe toate laturile, astfel încât sistemul radicular să beneficieze de spațiu. Trebuie avut în vedere un pH aproape neutru, da? Între 6, 6,5 și 7, și un sol bogat în humus, pe care trebuie să-l întreținem permanent afânat. Deci o lucrare de îngrijire este menținerea solului în condiții optime. Deci afânarea terenului, plivitul buruienilor. Trebuie să mai avem în vedere și o fertilizare, mai ales în timpul perioadei de vegetație. La început cu cantități mai mari de azot, apoi îngrășăminte pe bază de potasiu care susțin înflorirea. De reținut faptul că plantele tinere sunt sensibile la gerurile târzii și mugurii, lăstarii, reacționează la temperaturi de minus 4, minus 5 grade. Și atunci este bine să nu așezăm în zone sau în locuri expuse acestor înghețuri, și pe cât posibil plantele tinere să fie acoperite sau mulcite cu paie, frunze, da? Pentru a preîntâmpina acest neajuns. Care este momentul cel mai potrivit pentru recoltarea florilor? Pentru a ne bucura cât mai mult de durata florii în vază, este bine să recoltăm tijele de bujor atunci când bobocul se crapă și soiul își arată culoarea. Deci sunt sepalele crăpate și vedem culoarea florii, alb, roz, roșu și așa mai departe. Pe măsură ce planta se deschide și floarea ajunge la înflorire maximă, durata de vază va fi mai scăzută. Da? Pretează foarte bine ca și floare tăiată în vaze, singură, adică doar bujor sau în combinații cu alte flori de primăvară. Dacă îi acordăm foarte multă dragoste, el va simți și va reacționa pozitiv și ne va bucura cu frumusețe atât în grădină cât și în vază. Se recomandă să-i schimbăm apa zilnic, da? Să tăiem din codiță și așa cum am mai spus-o și altă dată și probabil deja lumea cunoaște, este bine ca în apa din vas să avem o substanță, un produs antibacterian și un substrat glucidic care ajută la creșterea plantei.
De aici recomandarea să punem o linguriță de zahăr sau o aspirină, da? Leacuri așa, casnice, tratamente sau da, produse pe care toată lumea le are la îndemână. Grupa crinilor de grădină este foarte mare. Multe specii sunt cunoscute popular sub nume de crin. Plante de grădină, dar și plante de seră, cum ar fi, de exemplu, alstroemeria, crinul peruan. Dar în ceea ce privește crinii de grădină, specia de bază, specia adevărată a crinilor, o reprezintă genul Lilium. Și anume, Lilium candidum ar fi prima specie, da? Crinul alb, crinul pe care îl cunoaște toată lumea, înflorește în grădinile noastre în luna iunie. Genul cuprinde foarte multe specii, foarte multe specii, atât de grădină cât și de seră, pretabile în culturi forțate. Dar de reținut faptul că aceste plante perene geofite au în sol un bulb mare, tunicat solzos. Aceasta înseamnă că tunicile, frunzele modificate, nu se acoperă în întregime și au aspect de solzi. Iar planta impresionează prin frumusețea și parfumul florilor. Imediat când spui crin, nu, gândul te duce la o floare foarte parfumată. În ceea ce privește cultura lor, este bine să beneficieze de zone cu semi-umbră, spații aerate, soluri profunde, nisipos argiloase, pH în jur de 6. Ca și un secret de cultură, le place să fie mai mulți bulbi la un loc, mai mulți semeni adunați și atunci într-un cuib, da, de plantare este bine să punem 3-5 bulbi. Distanța între aceste cuiburi să fie de 20-30-40 de centimetri, iar adâncimea 10-15 centimetri. Pentru că înfloresc, pentru că sunt plante geofite, au nevoie de o perioadă de repaus. Înfloresc vara, iar la sfârșitul verii intră într-o perioadă de repaus. Bulbii odată la câțiva ani este bine să fie scoși din teren. În luna septembrie, da, sfârșit de august-septembrie, pentru 2-3 săptămâni se țin în spațiile de depozitare, apoi se replantează, se înființează o nouă cultură. Este bine să-i avem în grădină, este recomandat, dar cum spuneam și în case, ne pot bucura ca și floare tăiată. Să mergem să vedem și ce a mai rămas dintre florile de iris. Da, sigur, cu mare plăcere. Am ajuns la iris. Da, din păcate în acest moment, la sfârșitul lunii mai, perioada lui de înflorire este spre final. Irișii ne înfrumusețează grădina în lunile de început de primăvară. Da? Luna aprilie este luna de început a înfloririi. Iris, de la zeița Iris, cea care se spune că lasă când trece pe cer curcubeul. În curtea noastră unde ar trebui să plantăm irisul? În curtea noastră se simte bine atât în locuri însorite, dar și în zone cu semi-umbră. Este o specie rezistentă, o specie rustică. Este o specie geofită, are în pământ organe subterane de rezistență la intemperii și de înmulțire vegetativă de tip rizom sau bulb. Cea mai cunoscută specie din grădină este Iris germanica, cel cu rizomi. Rizomii sunt viguroși, cărnoși, puternici. La suprafața solului există un evantai de frunze enziforme, glauce, adică în formă de sabie și de o nuanță verde-albăstruie. Tijele florale au înălțimi diferite, depășesc nivelul frunzelor, pot să ajungă la 80-100, 120 de centimetri și poartă în vârf între 5-8 flori, care impresionează prin frumusețe, eleganță, dar și efemeritate. Iar o altă caracteristică ornamentală a acestei specii este perfecțiunea liniei și ținuta zveltă. Ce condiții ar trebui să-i asigurăm irisului?
cum spuneam, atât locuri luminoase, dar și de semi-umbră, un teren profund, bine lucrat și întreținerea solului, da, să-l protejăm de buruieni, câteva fertilizări în timpul verii, în rest multă dragoste și iubire. Odată la 3-5 ani este bine să separăm și să înmulțim vegetativ această plantă, deoarece rizomii se degarnisesc. Partea de rizom care a înflorit nu mai face muguri, chelește, iar mugurii au tendință centrifugă. Și atunci, odată la câțiva ani, scoatem rizomii, îndepărtăm partea de rizom degarnisit și păstrăm doar partea de rizom cu muguri. Aceștia vor fi plantați în cuiburi, așa este bine, în cuiburi de 3-7 bucăți, la distanțe de 20-30 până la 40-50 de centimetri, depinde de cât loc dispunem în grădină. Atenție să nu fie plantat acești rizomi foarte adânc, da? Să fie acoperiți cu un strat de 3-5 centimetri. Ne putem bucura de iris și în glastră, chiar dacă durata de vaz nu este atât de mare. Este bine să recoltăm în fază de boboc colorat, deci înainte să se deschidă floarea. Se mai cheamă orhidea săracului, da? Cu o referire la floarea de orhidee. Există și specii cu bulbi, cum spuneam, foarte folosite aceste specii în culturi forțate. Și vedem la ora actuală pe piața de flori, aproape tot timpul anului, flori de iris, flori tăiate de iris, care provin din bulbi. Am văzut de ce ar trebui să avem în curțile noastre iris, dar aici lângă iris mai avem și margarete. Și spuneți-ne ce ar trebui să facem să putem avea tufe atât de bogate de margarete. Să le lăsăm să se desfășoare, să ne bucurăm de ele. Vedeți, ele sunt frumoase, așa, multe. Margareta face parte din genul crizantemum, crizantemum leucantemum. Este de asemenea o plantă perenă, o plantă perenă hemicriptofită. Înflorește tot acum primăvara, aprilie-mai și cred că toate fetițele își doresc în această perioadă o coroniță de margarete, da? Precum Ileana Cosânzeană. Sunt plante rustice, nu ne solicită cu prea multe lucrări. Este bine să ni le producem singuri din semințe sau plantele chiar se pot auto-însămânța, da? Și putem separa aceste plantuțe care se formează acum după înflorire, de-a lungul verii, să le plantăm unde avem noi nevoie. Necesită condiții speciale de îngrijire? Le place soarele, da? În locuri însorite, terenuri modeste și un sol bine întreținut din punct de vedere al buruienilor. Este o plantă care înflorește abundent și într-adevăr, nu se cunoaște. Am îndrăznit să rup așa un mic buchețel și să îl ofer Ericăi. Mulțumesc tare frumos, sunt cu totul deosebite. Vă mulțumesc tare mult, doamna profesoară, pentru aceste flori frumoase. M-ați motivat să-mi fac și eu lângă, în grădina de lângă casă, un mic colțușor cu margarete. Vă mulțumim tare mult pentru prezența de astăzi în emisiune și mi-ar plăcea tare mult să ne vedem și într-o ocazie viitoare. Sigur, cu mult drag, vă așteptăm cu plăcere și mai ales îi așteptăm pe cei iubitori de plante și mai ales de flori la Facultatea de Horticultură. Aici își îmbunătățesc cunoștințele, dobândesc cunoștințe noi. Nu contează vârsta la care te poți perfecționa și mai ales iubitorii de flori pot să-și petreacă foarte mult timp în preajma lor, îngrijindu-le, dăruindu-le dragoste, indiferent că locuiesc la bloc sau la casă. În concluzie, vă așteptăm întotdeauna cu drag, se apropie admiterea, suntem aici pentru iubitorii de natură.